Pe 8 aprilie se sărbătorește Ziua Internațională a Romilor, moment pe care școala generală numărul 4 îl va omagia chiar din ziua de luni. Astfel, preț de 3 zile, se vor organiza diferite activități specifice acestui moment. La școala generală numărul 4 Reghin, din cartierul Apalina, începând cu ziua de luni, 4 aprilie 2011, vor începe manifestările. Și anume, în 4 aprilie de la orele 13 avem sponsorizat o excursie din partea primăriei unde vor participa elevii, vom stimula participarea elevilor premianți respectiv la Olimpiada de Limba Romanist și la celelalte olimpiade. În ziua de 5 marți vom avea ziua porților deschise cu invitarea părinților să participe la orele copiilor și miercuri în 6 aprilie vom avea activitățile în incinta școlii de la ora 11 privind aniversarea Zilei Internaționale a Romilor, care se sărbătorește în 8 aprilie. În toate manifestările vor fi implicate cadre didactice, autorități locale și, bineînțeles, comunitatea de rom din cartierul Apalina. Prin intermediul acestora se vor cunoaște și de către generațiile actuale rădăcinile și tradițiile acestei etnii. Suntem la 3-a ediție a aniversării Zilei Internaționale a Romilor și având în vedere că toți, deci 99,99% din populația școlii este de etnie romă, atât elevii, părinții, cât și profesorii prezintă un interes destul de mare. Și vedeți, în raportând cu alți ani, în acest an am vrut să aniversăm, să marcăm această aniversare în 3 zile. Ca și în anul precedent, vor exista câteva activități pe care elevii le vor susține, cum ar fi dansurile specifice acestei comunități și o nuntă specifică țigănească.